momentul în care ești bolnav, nu boala te doboară, ci gândurile. Își umple sufletul cu liniște și pace. Am învățat un lucru, nu mă rog pentru absolut nimic. Spun decât, Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi ceea ce crezi Tu că merit. Așa se pregătește pentru un rol cu greutate. Va trebui să joc rolul unui mafiot foarte, foarte dur și fără niciun fel de scrupule. La mulți ani! În culisele celebrității cu Cătălin Zmărândescu, sâmbătă pe Antena Stars și Antena Play.